La inițiativa Steaua TV, două grupe de fotbaliști juniori ale clubului Roșalbastru au fost în vizită la mausoleul din Parcul Carol. Tinerii jucători ai Stelei au venit împreună cu părinții și au asistat la ceremonialul schimbării gărzii din fața mormântului ostașului necunoscut, simbolul eroismului. Cu ocazia Zilei Armatei Române, aceștia au răspuns plin de haz la mai multe întrebări sub privirile legendei clubului, Ștefan Iovan, și a antrenorilor Cătălin Dănilescu și Florin Neața. Copiii au adus un omagiu armatei care neapără țara și insuflă curaj și loialitate. Ce știi despre Armata României? Armata României apără țara, își dă inima pentru țară, pentru patrie. Ziua Armatei României este pe data de 25 octombrie. La ce echipă vrei să ajungeți? Prima oară aș vrea să joc pe stadionul cel nou, Ghencea, deoarece este o bucurie foarte mare dacă ajung acolo. La Barcelona. Tragem să ajungem cei mai buni. Fotbalist preferat? Sergio Ramos. Cristiano Ronaldo. Virgil van Dijk. Zlatan Ibrahimovic. Ronaldo. Messi. Și al tău? Al meu Neuer, Manuel Neuer. Una dintre cele mai talentate grupe de copii și juniori a clubului Steaua este cea născută în 2006. Puștii lui Cătălin Dănilescu au fost vicecampion național anul trecut și vor să scrie istorie pentru Steaua. Grupa 2006 este o grupă cea mai bună, cred eu, în momentul de față. Sunt și jucători care cochetează cu echipa națională. La Steaua joc de un an și mi se pare foarte frumos. Tragem tare să ajungem pe noul stadion. Forța Steaua! Suntem foarte entuziasmați. De-abia aștept, e cea mai mare dorință a mea. Este visul meu să joc pe acel stadion, pe Ghencea, pentru Steaua.